Astra s-a desprins la 6 puncte de Steaua într-un final de campionat în care fotbaliștii din Ghencea fac al doilea egal consecutiv, care avantajează echipa noastră. Ultimul meci al giurgiuvenilor, cel cu FC Vaslui, s-a desfășurat pe terenul impecabil de pe Marina Anastasovici, unde albnegrii au dominat prima repriză, când au și marcat prin Azalde, care a șutat de la 12 metri după o minge așezată cu capul de Budescu. După pauză, Astra a ratat două ocazii enorme de a se desprinde, apoi a avut emoții și noroc la bara lui Sân Mărtean. Din lovitură liberă, rezultatul final a rămas cel stabilit la pauză, 1-0, victoria fiind una foarte importantă. Astfel, echipa finanțată de Ioan Nicolae rămâne pe primul loc la final de tur cu 38 de puncte, cu 4 mai mult decât echipa de pe locul 2, Petrolul, Astralia având și un meci mai puțin. Lider în Liga 1, terminat turul pe primul loc. Da, sună bine, e frumos, însă mai e mult până departe. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să o luăm pas cu pas. Steaua, am spus-o de fiecare dată, are două meciuri mai puțin ca noi și, după părerea mea, abordabile, pornesc ca favoriți, așa că mai e mult până departe. Cum a fost în seara asta? O partidă foarte dificilă, la fel cum de altfel ne așteptam. Vaslui venea după o serie foarte bună de 8 jocuri fără înfrângere, chiar și în cupă, în primele 90 de minute au fost egal la Petrolului, chiar au fost egalați în prelungiri, au făcut o partidă foarte bună, ne așteptam la acest lucru. Potrivnic a fost poate și vremea, puțin vântul foarte puternic, care a afectat, știu, jocul. Prima repriză a fost vântul în favoarea noastră, a doua repriză s-a schimbat datele problemei. Cu toate astea puteam să ne facem meciul mult mai ușor, pentru că am ratat 3 situații uriașe de a ne desprinde și de a sta mai liniștiți pe final.